Hotărârea de guvern pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului privind vânzarea pachetului de 51% din acțiunile CFR Marfă între stat prin intermediul Ministerului Transporturilor și câștigătorul licitației a fost publicată pe 14 august în Monitorul Oficial. Societatea Grup Feroviar Român a fost declarată pe 20 iunie anul acesta câștigătoare a competiției de privatizare. Prețul pe care aceasta l-a oferit pentru CFR Marfă a fost de 202 milioane de euro plus investiții de aproximativ 900 de milioane de lei. Compania pe care Gruia Stoica o patronează este una cu capital social integral privat, care prestează servicii de transport feroviar de mărfuri. GFR-ul deține aproximativ 8.000 de vagoane și 260 de locomotive. Nu chemați pe câștigător să semneze contractul. Dă banii, încheiem operațiunea, tot dă banii, management privat și reorganizare, restructurarea companiei de către management privat și pregătirea unei noi proceduri, de data aceasta, a doua oară, dacă va fi cazul, în niște termene, de fapt, mult mai extinse, mai rezonabile. Ramona Mănescu a preluat mandatul de ministru al transporturilor de la Victor Ponta. Premierul a asigurat interimatul la conducerea acestui minister de la jumătatea lunii iulie, după ce fostul ministru Relu Fenechiu a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul Transformatorul, la 5 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în formă calificată.